Managerul interimar al Spitalului Județean Suceava, Anatoli Buzdugan, a citit într-o conferință de presă lista tuturor donatorilor care au sprijinit unitatea medicală fie cu bani, fie cu echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID-19. Permisiunea dumneavoastră aș vrea să ne exprimăm noi, ca din partea spitalului, în numele tuturor angajaților, a personalului medical, să ne exprimăm recunoștința pentru generozitatea și pentru gesturile care le-au făcut și donațiile care au venit, fapt ce ne-a ajutat să revenim la o activitate, o considerăm apropiată de normal, dar până la normalitate este încă mult, e un drum de parcurs. Și aș vrea să aduc la cunoștința dumneavoastră, prin citire, într-adevăr, este o listă extrem de mare cu toți cei care au donat la spital. Cred că avem aici în jur de 212 poziții. Deci, ISU Suceava, 1.222.000. După care, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuțelor, 679.000, Crucea Roșie, 601.000, 647.000, Episcopia Romano-Catolică Iași, Primăria Municipului Suceava, 483.000, Fundația Mireu Aproape București, 248.000, Asociația Zi de Bine, lista continuă, Asociația pentru Relații Comunitare, Biserica Adventistă Ziua 7, Site Group SRL. Valoarea totală a donațiilor pe care le-a primit spitalul în perioada pandemiei depășește 8 milioane de lei. Aici avem o sumă totală de 5.830.000 a bunurilor și la 2.485.000 valori bănești. Pe de altă parte, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria i-a acordat spitalului o diplomă de excelență pentru efortul pe care angajații l-au depus în timpul pandemiei. Salvarea vieților noastre. În momentele grele pe care am trecut, în perioada pandemiei, v-am simțit aproape de noi. Ne-am simțit în siguranță știindu-vă la datorie. Avem mare încredere în competența noastră și a spitalului pe care îl conduceți. Vă datorăm stimă, respect și onoare și vă înmânăm cu această ocazie o diplomă de excelență. Vă rog să o priviți. Este conținutul textului. Aici în dreapta avem emblema Asociației Naționale Cultul Eroilor, iar în stânga este o cască militară care simbolizează lupta. Lupta pe care și dumneavoastră a dus-o în modul în care ați știut dumneavoastră să o duceți. Conducerea asociației i-a înmânat managerului Anatoli Buzdugan steagul României. Totodată, cei doi directori ai spitalului au devenit membri de onoare ai asociației.